O familie pentru mine este tot. Dragoste, înțelegere, răbdare, stimă, respect, tot. După o lună mi s-a depistat că sunt molipsită cu hepatită. Foarte tare m-am speriat, foarte tare am fost șocată, am fost stresată, nu mă putem liniști chiar. Ați născut în timp ce erați infectată? Da. Dar cum este posibil? Pentru că medicii spun că există riscul ca să să transmită la copil. Așa s-a primit. Și copilul este bine? Da. Carne grasă, prăjită, îndeopște n-am mâncat niciodată, de alcohol nici nu se discută. Niciodată nu. Șansa mea este acum pentru transplant. De la dumneavoastră din familie cine trebuie să doneze în schimb? Băiatul. Fiul dumneavoastră. Da. Dar câți ani ați fost educatoare? Oi, mulți, 26. Dar care este suma totală pentru operație? S-a spus 110.000. 110.000 de euro. Mi-a fost foarte greu. Foarte greu să fac pasul acesta, anume să spun strâng bani. De ce, pentru doamna că sunt, nu știu de ce, pentru așa am fost noi educați, înțelegeți? Doamna Nina, credeți în minuni? Cred. Cred că povestea mea va fi o minune. Doamna Nina, bine v-am găsit. Bine, îmi pare bine să vă cunosc. Îmi dau seama că sunteți o femeie luptătoare. De ce zic luptătoare? Pentru că luptați pentru viața și sănătatea dumneavoastră. Dar vreau să începem cu începutul. La ce vârstă și cu câți ani în urmă au început toate problemele de sănătate la dumneavoastră? Da, vreau să spun că toate acestea s-au început cu 23 de ani în urmă, în urmă unei operații. După o lună. Ce s-a întâmplat atunci? După o lună mi s-a depistat că sunt molipsită cu hepatită. Au urmat spitaluri și iar spitaluri. Dar dumneavoastră erați perfect sănătoasă, da? Da. Și credeți că în urma acelei operații ați fost infectată cu hepatită? După ce am fost, adică a fost operația, noi ne-am dus la mare să ne întărim puțin ca să fim sănătoși. Eram sănătoși, ne-am dat toate analizele, tot a fost normal la noi. Și când am venit ne-am întors, eu eram galbenă și am fost la spital, repede am... Dar pe timp de o lună atât de repede a progresat boala? Nu, a progresat atunci, da, e așa și se manifestă în prima lună. Alții nu se îngălbinesc deloc, alții se îngălbinesc și mai bine când te îngălbinești că depistează, că vezi că este ceva în organism, s-a luptat organismul. Și s-au început spitalurile. Mi s-a spus că foarte repede, foarte repede să ieșiți, să stăm curoasă, dar analizele nu dădeau niciun rezultat bun. Mă iertați, dar spuneți-vă rog, dumneavoastră înțelegeați cât e de gravă sau nu este gravă boala? Foarte tare m-am speriat, foarte tare am fost șocată, am fost stresată, nu putem liniști chiar. Medicul care mă trata, mi-a spus soțului, spuneți-i să liniștească că boala aceasta iubește să fie liniștită, odihnită și tot o să fie bine. Mă iertați că vă întrerup. La ce instituții? De stat sau privată v-ați operat? Ca să nu dăm numele... De stat. De stat. Da. Atunci private nici nu prea erau foarte puține. Și probabil nu au fost dezinfectate. Nu pot să dau vina pe nimic. După aceea s-a depistat hepatită. Așa, dumneavoastră erați la evidența unui medic infecționist. Da, aici în oraș. Analizele erau, da, nu erau prea bune la nu început? Nu erau bune și mi-a spus că timp de o lună ele o să fie bune, să nu retrăiesc, totul va fi bine, dar rezultatul a fost altul. Ați început să primiți tratament? Da, eu tratament chiar din prima lună, când m-am aflat, am venit la tratament și mi se dădea drumul, mă ducem 2 săptămâni acasă, veneam la 10 zile, dădeam analizele iarăși nu erau bune. Și nu înțelegeau care e motivul.
Am început insul depistat și Delta și atunci am înțeles cât e de grav toată această boală, dar am luptat, am primit intravirale după 5 ani, nu mai țin minte, analizele au stopat, știți, s-au oprit, erau constante, nu se ridicau, nu scoborau așa ca înainte. Și am început un mod de viață sănătos. Dar peste cât timp vi s-a depistat deja hepatita D? Timp de jumătate de an. Timp de jumătate de an. Deja B-ul a progresat în D? Nu, el a fost concomitent, așa mi s-a spus. Infectată? Da. Am fost la spital tot timpul, în fiecare an mă duceam și primeam cursul de recuire. Am început să mă simt bine, am lucrat. Cu 20 ceva de ani în urmă era mult mai dificil cu tratamentul hepatitei în Moldova. Da. Dar totuși făceam tot ce îmi spunea medicul. Eu sunt devotată medicului, dacă mi-a spus să urmez, eu tot ce le făceam. Am făcut tot. Am început un mod de viață normal. Stăteați în spital sau doar acasă? Nu. În prima jumătate de an am stat așa în spital, pe urmă câte puțin vineam la jumătate de an, pe urmă la un an. Și așa. Dumneavoastră spuneați că duceați un mod sănătos de viață. Asta ce înseamnă? Aveați niște restricții? Da, eram la dietă strictă deodată, am stat. Apoi câte puțin mi-a spus ce să încerc să mănânc câte puțin. Să introduc în meniul meu, nu să introduc deodată, carne grasă, prăjit, eu știu, n-am mâncat niciodată, de alcohol nici nu se discută, niciodată nu... Cum acum, orice om duce un mod de viață sănătos, pentru că așa ne cere. Eu m-am săruit, familia, toți am trecut la așa mod de viață. Câteodată soțul mai vrea mâncare de acasă, dar totuși, am trecut, m-a ajutat, m-a susținut în toate. Prima a apărut băiatul nostru, tot a mers foarte bine. Bine, bine, până în anul 20. Dumneavoastră spuneți că a apărut băiatul. Ați născut în timp ce erați infectată? Da. Dar cum este posibil? Pentru că medicii spun că există riscul ca să, să transmită la copil. Iată, așa s-a primit. Și copilul este bine? Da. Bravo, dumneavoastră. Mă bucur. Un singur băiat aveți? Da. Să fii sănătos. Să dea Dumnezeu, să fim cu toți sănătoși. Peste cât timp s-a născut băiatul? Peste 3 ani. Și ce a urmat mai departe? Spuneați că totul era bine, totul era, tot, erați monitorizată. Da, noi am fost în Moscova, am lucrat, am venit în oraș, m-am aranjat la grădiniță, băiatul a început la școală. A început școala, tot bine. M-a simțit foarte bine, eu nu pot să spun că... Dar în fiecare an mă ducem și făceam câte un curs de lecuire. Și iată, poate o greșeală mea a fost că din 2018 până în 2020, tăman să mai încep să spunem că mă duc să mai primesc un curs de lecuire, dar mă ducem și la sanatorii, mă ducem, mă consultam cu medicul tot timpul. Și în 2020 mi s-a făcut rău. Stomacul a început să mă doară, să mă doară. Și am avut scurgere internă. Și am sunat de urgență, m-a dus și mi-a făcut bandare endoscopică. Și atunci mi s-a spus. Cu o greșeală a fost și a medicului și a mea când am făcut... Am înghețit chișca, dar nu știu cum spun. Endoscopie. N-am făcut-o la timp ca să urmăresc toate acestea. Evoluție. Da. Dumneavoastră aveți probleme și cu stomacul. N-am avut. Acum s-a început în 20. În 21 am avut repetat bandarea. Și în spital. Și mai scurt de atunci s-a început jumătate de an. Primul an, în 20, n-am lucrat jumătate de an.
Dar să vă spun, eu tare iubesc copiii și faptul să fiu între dânsii mie îmi dă energie. Da, știu că ați fost educatoare. Jumătate, peste jumătate de anul am întors înapoi. Că avem grupa pregătitoare, trebuie să termin cu dânsii și m-am dus în Fenisat. Firma a luat copiii micuți acum, dar din păcate n-am să-i pot duce până la sfârșit. O să puteți, o să pot. Sunteți o femeie puternică. Da, eu sper că o să vin când ies fie coloană mai mare. Iată, așa, anul acesta am stat numai în spital, foarte rău m-am simțit. Un medic mi-a dat curajul, mi-a dat imboldul, m-a susținut, m-a îndrumat. Fă pasul acesta, du-te și încearcă la transplant. Da, să înțeleg trecerea asta, doamna Nina. Dumneavoastră spuneați că aveți probleme cu stomacul, da? Și cum de la stomacul? Ele stegate. O tot progresat boala dumneavoastră? Eu la stomac n-am avut. Acum s-a început după ce mi s-a făcut bandarea. Iată, înainte de bandare, mi-a început să mă doare stomacul și eu nu mă pricepeam și ce se întâmplă. Dar eu aveam scurgere atunci, internă. Și când am văzut că care e motivul, am sunat de urgență, m-au luat și m-au operat. Scurgerea internă era de la ficat? Nu, de la... Nu de la ficat, de la... Varice. Mm-hmm. Mm-hmm. Au fost o operație foarte grea, am slăbit atunci, am trecut pe multe. Dar ca anul acesta, foarte greu mi-a fost. Și iată, după ce domnul medic m-a îndrumat, am fost început așa mai intensiv. Du-te, du-te, du-te și vezi, eu ți dau un imbol, du-te, iată, îți spun un medic la șine, să te duce, du-te mai departe și bate, deschide. Și m-am dus până am ajuns la momentul acesta, când mi s-a spus, numai cu donator, eu am crezut că undeva se face și fără, dacă e contraplată, între și donatorul. Aici la noi în Moldova? Nu, numai în Moldova. M-am interesat și în Franța. Și... Dar se face și la noi? La noi se face, dar încrucișată nu. Dar ce înseamnă încrucișată? Încrucișată că, iată, mie mi se caută un donor compatibil cu mine. Ce compatibilitate trebuie să aveți? Să fie grupa mea. Și să iau multe analize ca noi să avem, ca organismul să-l primească. Să primească maior aceea ca el să începe să lucreze. Dumneavoastră aveți grupa a doua. Eu prima. Prima. Da, și pentru băiat să găsească cineva care are nevoie de grupa a doua. Fiindcă așa mi s-a spus că în Turcia ei fac, dar chiar dacă fac numai la țara lor, la cetățenii lor, dar la străini nu practică așa. Poate este o țară unde se practică. Am citit foarte mult. Dar la dumneavoastră, ei v-au zis că e nevoie doar de transplant pentru că este ficatul atât de tare afectat? Da, au spus, da, ultima, cum șansa mea este acum pentru transplantul. Dar cum explic medicii? Cum atât de mult și atât de repede a progresat că a fost afectat mai ficatul? Știți, eu să vă spun drept, eu de la început tare mult m-am aprofundat în tema aceea. Aceasta și foarte mult retrăiem. Acum nici nu vreau să vorbesc, nici nu vreau să știu. Și numai eu vreau să fie rezultate bune. Și mă gândesc, mergem înainte, eu sunt pozitivă, toți mă susțin, mergem până la sfârșit. Acum, cu ajutorul Dumnezeu. Cu Doamne ajută. Acum stați în spital sau acasă? Stați la moment, am fost acum 3 săptămâni, am stat în spital. În urmă, am ieșit din spital. Și înainte de asta, iar cu 3 săptămâni tot... Scurt, în fiecare lună, iată, să scot extrasurile, în fiecare lună, stat în spital anul acesta. Dar de când medicul vă zice că doamna Nina trebuie să mergeți la transplant? De cât timp? Știți, eu am făcut la mai mulți medici, nimeni nu ne-a spus. Eu și cine am întrebat, toți mai mult tac. Eu nu știu de ce să nu se vorbește despre tema asta, mai deschis, mai chiar și cineva și cine a făcut... Îl întreb și cum, prin ce a trecut, cum găsești, la cine ai fost.
Am întâlnit două femei așa întâmplător și nu au prea vorbit pe tema aceasta, nu știu de ce, pentru că pe una a refuzat o donatorul, alta au făcut și era în timp celălalt cu pandemie și nu putem ca să vorbim, să ne întâlnim, fiecare stătea în camera lui. Și nimeni, iată când m-am dus în România, am început de acum să întâlnesc cu oameni care au trecut prin așa ceva. Care... De câți ani sunt de când dumneavoastră umblați și întrebați de transplant? Acum, din aprilie. A, din aprilie. Și unde, ce clinică ați găsit peste hotare? În ce țară? În Turcia. Stați că m-am uitat. În Italia știu că se face. Nu, în Turcia. Fiindcă v-am spus că dacă este vorba din crucișare, acolo se practică așa ceva. În țările acestea, mi s-a refuzat. Cum eu n-am fost, eu să întreb, am fost prin cunoscuți, am întrebat și au spus numai cu donator. Și în România a spus numai cu donator. Și eu când am spus că nu am de aceeași grup, ei nu mi-au spus că este prin crucișare anume. Aici am întâlnit niște oameni care ei au fost înaintea noastră, chiar în România. Ei de recent și-au făcut asta, operație, tot e bine și ei m-au încurajat tot. În crucișare înseamnă că poate să vă doneze altă persoană de altă grupă? Nu de altă grupă, numai decât grupa mea. Grupa dumneavoastră. Și ați găsit donator? Aveți donator chiar dacă ei nu... îmi găsesc. Asta e datoria lor dacă eu mă duc cu donatora mea. Ei asta își asumă. Asta este și... Asta se numește încrucișare. Încrucișare și încă într-un fel se mai numește ceva, dar așa, ceva schimb, facem schimb de donatori. Dar de la dumneavoastră din familie cine trebuie să doneze în schimb? Băiatul. Fiul dumneavoastră. Da. Dar cum s-a ajuns până la asta, că el a fost de acord ca să vă doneze dumneavoastră? El face tot acum. El, iată, mă sună zi de zi și hai, mamă, du-te acolo, întreabă, eu am sunat, eu am făcut, du-te, întreabă, deschide, hai mai repede, hai să facem, hai. Să că nimeni n-a să vină să-ți deschidă ușa. Ce vârstă are? 20 de ani. Să fii sănătos. Este în țară sau peste? Nu, Germania. Și el vă, așa, este imboldul dumneavoastră, puterea dumneavoastră. Da. Și acum, la ce etapă sunteți? La etapa să strângem bani. Cum strângem o sumă anumită de bani, noi suntem sunați pentru, ne pregătești pentru investigațiile acestea, le trecem toate acolo pe loc. În suma asta, între toate investigațiile, tot operația și recuperarea. Și deja ai decis că să mergeți în Turcia. Da, dar dacă am pășit, mergem mai departe. Noi mai oprim, că nu mergem. Da. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine, doamna Nina. Da, așa mi s-a spus. Cât eu pot să merg, iată, vorbesc cu dumneavoastră, că am fost momente că... Stăteați mai mult la pat. Da. Cu cât eu mă simt mai rău, cu toate analizele sunt mai rele, cu atât eu mai greu mă recuperez. Dar cum vă simțiți dumneavoastră? Obosesc foarte tare. Ei să vă spun, eu nu prelucrez, nu fac aproape nimic, dacă fac mâncare, tot și facem în casă, mai mult cu soțul, el mai mult, eu. Locuiți cu soțul? Da. El e mâna dreaptă de da, și... Da, nu-mi dă voie nici să plâng, nici să mă uit nimica negativ, tot pozitiv. Merge mai departe. La acest capitol sunteți o norocoasă. Da. Ați colectat ceva bani? Aveți ceva bani sau nu? Încolo, să vă spun drept, așa mi-e greu să mă uit în Facebook, fiindcă sunt mulți părinți, copii care i-am educat, mulți reacționează pentru că am fost o fire deschisă, prietenoasă copii. Să fac să deschid o mică paranteză chiar aseară când după ce v-am sunat pe dumneavoastră, citeam povestea dumneavoastră, istoria dumneavoastră și mă uitam, atâția părinți a copiilor vă susțin, atâtea mesaje de încurajare, eu nu pot să redau în cuvinte. Asta dovedește și arată că sunteți și ați fost un om bun.
Da, m-am sărutat numai pentru copii. Știți, poate câteodată părinții, poate câteodată eu nu suntem în dispoziție, poate părintele câteodată vine supărat și zice ceva și alții părinți când eu i-am spus și acușa în toată ziua copilul meu o să fie pedepsit. Vin și odată, e atâta de drăgălaș, atâta e, vin să jeluie, e atâta de deschiș. De câți ani ați fost educatoare? Oi, mulți, 26. Și eu sunt sigur că după operație o să reveniți la grădiniță. Aș fi bucuroasă să mă întorc. Eu sunt sigur, pentru că Domnul că ei îmi dau putere să dea Dumnezeu să ajung să mă întorc. Să mă întorc. Dar ei îmi dau energie. Eu nu știu, poate cineva nu mă înțelege, dar asta este puterea mea. Acum, transplantul este unica dumneavoastră șansă. Da. De ce sunt nevoie prima tranșă ca să plecați dumneavoastră acolo? Prima tranșă, 60.000, îmi pare că a spus doamna Tatiana. Asta foarte repede s-a întâmplat, că vineri seara am dat toate datele. Noi ne-am hotărât, băiatul a sunat, a aflat tot. El, haide, repede, am scris, repede, fă, repede, dă. Știți, și când am deschis ieri prima postare și am văzut, îmi scriu oameni care nici nu-i cunosc, că vreau prin să le mulțumesc la toți oamenii de bună credință, care... Omul bun, la om bun trage, doamna Nina. Da. Așa că dumneavoastră trebuie să vă bucurați cu oamenii, da, vă susțin. Da, mă bucur, dar sunt foarte emotivă. Și nu mă pot uita pe Facebook, știu, pentru că părinții și în față des, cum tot timpul ne spunea, că eu am fost tot timpul într-o relație foarte bună cu părinții. Și... Dar care este suma totală pentru operație? S-a spus 110.000. 110.000 de euro. E o sumă enormă, de aceea ești normal că lucrând educătoare, noi nu suntem psihotari, noi așa sumă nu putem strânge. De aceea așa am apelat la oameni de bună credință, cine poate, cine are posibilitate, cât de puțin, ca să putem începe tratamentul. Cum e să știi că viața ta depinde de bani? Adică ai posibilitate, dar, mă rog, unii spun că banul nu mai aduce fericire, nu aduce liniște, dar oricum uneori, fără bani nu faci nimic. Cât știți, e greu? E foarte greu, știind că dacă este o șansă, totuși. E o șansă care nu trebuie să o pierdem, să nu ratăm, că fiecare vrea să fac ceva. Știți, inima mea e mare, vreau încă multe. Planuri mari, da. Dar când sunt momente că nu vreau nimic, dar mă iau în mâini. Că nu am în spatele meu o armată puternică care nu mă lasă. E că asta trebuie să vă facă puternică. Dar dumneavoastră, vă considerați o femeie puternică? E așa. Parcă acum, dacă mi-a fost foarte greu, foarte greu să fac pasul acesta, anume să spun să strâng bani. De ce, pentru doamna că sună, nu știu de ce, pentru așa am fost noi educați, înțelegeți? Așa au fost noi generațiile noastre, că... dar știind asta... că asta este o șansă, știți, am mers la aceasta. Tocmai de asta nu este o rușine, este o durere că în cazul dumneavoastră, în situația dumneavoastră, poate să fie oricine. Da. Și dacă dumneavoastră nu aveați nevoie de operația asta, nu erați bolnavă, nu mai stăteați dumneavoastră să vorbiți pe Facebook, să vorbiți în fața camerelor. Ferește. Păi tocmai de asta zic, asta nu este o rușine. Nu este o rușine și nu trebuie să te bucuri de așa, nu știu, poate sunt oameni care se folosesc de așa ceva, nu știu, asta este viața mea, eu nu așa am spus. Nu este și în cazul dumneavoastră. Da. Așa că eu sunt sigur că o să fiți bine. Și noi tot. Oamenii care vor să vă ajute, privesc interviul dumneavoastră, cum pot să găsească un număr de telefon, pagina de Facebook? Cum sunteți pagina de Facebook? Sunt Nina Blidaru, dar acolo este un cont. Plus la asta mi s-a spus că trebuie să fac, mâine am să mă interesez,
card de donație, fiindcă când pe card de donație nu se iau procentele și lumea mai e precis, fiindcă toți îmi sună și mulți întreabă, e adevărat, asta nu-i fals, cum eu am ajuns la fondația aceasta, cum... Și vreau să apelez la mai multe fondații, fiindcă suma e foarte mare și oamenii cunosc alte fondații. Mulți mi-au spus că ei cunosc alte fondații, de fondația aceasta nu știu. Sunt mai multe organizații. Da. Un număr de telefon sau oamenii pot să vă găsească pe Facebook? Da. Da? Atunci, cine o să vă scrie, dumneavoastră deja o să luați legătura direct cu oamenii. Da, da? Mă întreabă cum să pun cineva. Chiar aseară mi-a scris că o trebuie să bani, dar nu știu ce a apărut Vredarul Nina Lituania. Dar eu tot nu știu. Am să mă duc mâine și am să clarific. Iată... Îmi se întreb, nu pot să știu. Pentru că eu nu m-am ocupat cu de asta. Eu dacă din suflet am dat la un om când am mers pe drum, am stat la biserică, am pus niște bani și m-am rugat așa în sufletul meu, cum fiecare poate să se roage, că nu este o tabu să te rogi anume așa sau așa. Fiecare se roagă ceea ce, în principalul, dacă ești în biserică, Domnul dă-mi știi tu și vrei, cât că... fără să... Doamna Nina, credeți în minuni? Cred. Cred că povestea mea va fi o minune. Cu gândul ăsta trebuie să mergeți mai departe. Da. O minune sunt oamenii care vă susțin. O minune este familia dumneavoastră. Apropo, ce înseamnă pentru dumneavoastră familia? O familie pentru mine este tot. Dragoste, înțelegere, răbdare, stimă, respect, tot. Să vă spun, nu vreau să laud soțul așa, dar noi suntem foarte uniți. Tot, cer scuză. Tocmai pentru ei trebuie să luptați, da. Să mergeți mai departe. Băiatul... Și lor le-i greu fără mine și mie fără dânșii. Dar dumneavoastră sunteți lângă ei. Apoi da. Mi-e greu că le fac lor greu. Tata foarte mult a suferit, adică soțul mult a... Eu cred că dacă era soțul sau copilul în situația dumneavoastră, dumneavoastră la fel Doamne, erați lângă ei. Doamne, dorește să-i păzească Domnul pe pentru toți. Asta, da. Pentru asta există familie, există soțul, copiii. Eu sunt sigur că dumneavoastră o să fiți bine și peste o perioadă, nu știu, de exemplu, la anul nou o să ne vedem după operație și o să fie bine la dumneavoastră. Că suntem vecini, chiar am aflat că nu departe trăim unul de celălalt. Doamne ajută, doamna Nina. Și sunt sigur că o să se adune suma necesară cât mai curând. Încet cu încet o să adunăm. Oamenii buni, de bună credință, din puțin, știți? Cât puțin, cât puțin. Dar din dar să faci rai. Da, dar din dar să faci rai. Așa că mergem. Sus, 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 cât mai sus, să biruim. Așa este. Vă mulțumesc mult. Le mulțumesc și celor care ne privesc, chiar dacă aveți posibilitate să întindeți o mână de ajutor, doamnei Nina, pentru a merge cât mai repede la operație în Turcia, puteți face asta. O găsiți pe Facebook, unde ea o să vă dea datele cardului bancar sau o să vă dea numărul ca să luați legătura cu ea. Aveți grijă de voi și de cei dragi.